Salutare lume și bine ați venit la un episod din care mă cu Bristol Rovers. Avem aici cu Wycombe, echipa aflată pe locul 20. Hai să vă și arăt ca să nu credeți că mint. Uitați locul 20, Wycombe. Deci să simulăm. Le sunt top ăștia. Hai să le sunt top ăștia. Le mai dăm și lor o șansă. Simulăm. Hai să vedem cum se descurcă echipa mea. Tot rezervele, majoritatea. Și hai să vedem. Încă nimic. Încă nimic, hai băieți, pe bune acum. Nu cred. Richard se accentează chiar când vreau să-l vând, pe bune mă. Pe bune. Moxon deschide scorul. Bine așa, Moxon, bravo. Hai mă, hai cu victoria, hai cu victoria. A intrat și o tulă în teren. Și gata, final 1-0 doar. E bine, am jucat cu rezervele, se vede. 1-0, scor bun, victorie, e bine, normal, este necât o să lipsească. Se pare că scoutul meu nu a găsit nimic în Anglia, na, superb. Conferința de presă mă interesează, 3 luni, 3 luni pentru Richard, deci o să trebuiască să-l țin 3 luni. Of. Și, meci cu Rochdale, ia să mă puțin la calendar, cât mai avem. Calendar. Doar, mamă, doar astea. Și trebuie, îmi trebuie jucător neapărat. Mai trebuie un jucător în atac, probabil o să iau. Și trebuie să caut. Asta o să fac chiar acum. Am făcut ceva oferte, de fapt m-am interesat de câțiva jucători. Și o simulez meciul ăsta. Mă dăm așa, manage. Nu mai știu să fac, vreau să termin repede cu această perioadă de transfer. Mamă, mai bine dădeam. Sim, delegate, așa mai bine, așa. Sim, și hai să vedem ce fac aici jucătorii mei. Vicenti și Dan sunt indisponibili la ei. Mamă, ce bine a început ăsta. Momentul 2 să-i galben, superb. Și Pintilia și-l galben, da. Cea mai realizare a echipei mele până acum. Nu știu pe ce loc sunt ăștia, nu m-am uitat. Oricum nu sunt primii 10, cred. Hai mă, hai mă cu golul, mă. Și egal. Un 0-0. Nu-i rău. Nu-i rău. Și îl împrumut pe Carey la Carsley United. Mai baftă. Și reușesc în sfârșit să fac un nou transfer. Îl aduc pe Murillo. Da, atacantul pe care l-am mai vrut. Îl aduc cu 600.000 de euro și 7.000 salariu pe săptămână. E un salariu mare pentru echipa mea, dar să sperăm că o să-și facă treaba. Deci hai să vedem statusurile. Ia să vedem squad. O să fie titular probabil în următorul meci. Murillo, Murillo, Murillo. Uite-l aici, 62 OVR, bun. Ce bine stă la astea. Stamina foarte bună. Pentru ce-mi trebuie mie, strength bun. Accelerație, sprint speed, are tot ce-i trebuie aici. Heading accuracy 72, ia uite, foarte bine. Shot power 75. Da, e bine, nu-i rău. 3 stele, 3 stele, foarte bine și asta. Destul de înalt. E un jucător bun, Murillo. Hai să-l punem pe banca de rezerve momentan. Și o să-l schimb eu când fac echipa. Așa. Am terminat cu perioada transferuri, dar urmează un meci. Primul meci infernal din această serie. Cu Manchester United în FA Cup. Da, doamne, o să fie groaznic de greu. Așa că o să selectăm formula defensivă, foarte defensivă, cu 5-4-1. Să sperăm că asta e formula care o să-mi aducă măcar un egal și o rejucare, poate, cine știe. Hai să ne aranjăm puțin echipa. N-am pe cine să bag aici, pe bune. Unde-i Kenneth? Stai. Uite-mă, de ce mi-l dădea pe el, lol. Fiola Parks, Kenneth. Kim Jinsoo și Smith, bun, până aici e bine. Taylor, da, Otule, Pintili, Brockhammer și în atac Murillo. Da, să vedem cum se descurcă Murillo. Hai să mai băgăm și altceva pe aici, pe Azogue, pe Norburn, lui Santos. Bun, am făcut și banca de rezerve. Asta e echipa cu care vreau să elimin Manchester United. Da, pare imposibil, dar există și minuni, chiar și în FIFA. Deci haideți să jucăm meciul. Mamă, Shinji Kagawa titular. Din câte ați văzut acolo, probabil, nu știu sigur. Deci haideți să începem meciul.
Da, și acum prezint echipele. Golkitorul meu este Moxon, 8 goluri în toate competițiile. Bravo, Moxon, nu e rău. Hai să vedem cine și ele, hai să vedem primul 11. Echipele astea mai bune. Ce folosesc cei de la Manchester? Bă, nu sunt toate vedetele, nu-i Van Persie, nu-i Rooney, nu-i Nani. Însă totuși e greu. Wow, Hummels, pe bune! L-ați auzit pe Hummels, mă? Ai de capul meu, o să fie infernal. Însă nu imposibil, o să jucăm defensiv, pe contraatac. Pentru că l-am luat și pe ăsta acum rapid, pe John Taylor. Și poate. O să joc mai bine decât am jucat vreodată în viața mea FIFA. Welbeck, Ashley Young, Butner, extraordinar aici. Young, Welbeck din nou. Atunci face Welbeck, pase către Young, multe pase, foarte multe pase, probabil o să am puse 20 sau ceva de genul. Centrare, însă greșită, sper să dea așa tot meciul. Ia să vedem aici spre Taylor, se duce mingea, Taylor către Smith. Smith, încă rezist, nu-i nimic. E bine dacă rezist așa și poate o să scap vreodată pe un contraatac bun. Azi vine o pasă către Taylor! Taylor cu super viteza lui Taylor! Taylor! Haide, asta-i șansa, asta-i șansa! Hai, Murilo! Hai, Murilo! Centrare! Nu! Cum a scos ăla de acolo? Of! Prima acțiune a noastră! E bine! E bine! Contraatacul sună bine! E o oportunitate contraatacul ăsta și sper să o fructific de fiecare dată. Fletcher! Greșeală, Kagawa, Shinji Kagawa! Excelent acolo, Kenneth! Hu! Scoate și evită cornerul! Senzațional! A fost foarte greu la corner. Taylor, Taylor, trebuie să plece Murilo și pleacă bine, însă ce să faci, frate? Hummels și cu Evans sunt acolo, doi jucători senzaționali. O, bună pasă aici. Haide, deviază bine acolo. Murilo, pleacă Murilo, centrare bună, pasă bună, spuneți-i cum vreți. Murilo, întoarce, Murilo, nu, un blocaj. Ce fază a făcut Murilo aici, senzațional, însă din păcate a fost blocat șutul. Asta este și cu contra lui Hummels în apărare. Și se vede. Însă am avut mai multe ocazii ca ei, mai multe acțiuni bune. Hai să vedem acum Murilo din nou. Murilo, scapă bine. Murilo, dă-i din picioare, omule. Hai Murilo. Apără Lindegaard. Na, nu mai reușit să rețină mingea acolo Brockhammer. Păcat de fază. Murilo chiar îmi place cum joacă. Se demarcă bine, scapă bine pe culoare. Chiar îmi place. Oh, greșeală acum. Nu se ducea niciun jucător de-al meu spre minge. Pericol. Valencia pasă către Kagawa. Însă n-a nicio șansă la cap Kagawa. Kenneth. Se lovește mingea acolo de Kagawa. Pericol. Fletcher. Fellaini. Nu mai ajunge. Trebuie să întorc cumva. Haide, dă-i. Nu se poate, ce pasă așa. Bă, a câta oare că mi se întâmplă chestia asta, mă? 0-0 la pauză. Of, doamne. Putea să fie o acțiune foarte bună acum. Am două șuturi, alea pe poartă. Însă posesia e groaznică. Însă Manchester n-a avut niciun șut, dar a avut acțiuni periculoase. Ia să vedem Valencia, Fellaini, Rafael. Bâlbâieli în apărarea mea și asta nu e bine. Nu-i bine! Scap! Welbeck ratează ocazie foarte, foarte mare. Cât noroc am avut aici. Fiola, greșește Fiola, mingea la Shinji Kagawa către Rooney, ce ratare, Rooney intră și este periculos. Prima ocazie a lui Rooney este una mai periculoasă decât tot ce au avut ăștia până acum. Mare greșeală acolo a lui Fiola, n-a reușit să dea cu capul și a lăsat mingea să treacă. Rooney din nou, Rooney. Excelent acolo, reușite să recupereze Taylor, John Taylor. Pasă bună către Murilo, însă va ieși acolo Lindegaard. Da. Kim Jin-so trebuie să aibă grijă să nu lase să centreze, este... Nu, bine așa, Otule, extraordinar. Murilo trebuie să țină de minge aici și să paseze, hai, pasează. Nu, bă, deci nu pot să cred a doua oară, bă, arbitru ăsta ține cu ei, pupin curiștii, dracu, pupin Manchester. Notoriștii, dracu. 0-0. Duc meciul în rejucare. Cine s-ar fi gândit? Un rezultat foarte bun.
ținând cont de adversară. Și chiar am dominat la capitolul shooturi. I-au dat doar 3 shooturi, alea pe lângă poartă. I-am dat 2 și alea pe poartă, de ce mai bine. Însă la capitolul posesie sunt dezastru total. Asta este. Oricum un meci foarte, foarte bun. Și ca să vedeți voi cât de jegoasă poate să fie soarta, am uitat și voi cum am meciurile. Deci trebuie să folosesc o echipă cu totul și cu totul diferită în GP pentru a fi cu Colchester. Oricum cu Manchester să folosesc titularii, asta e clar. Deci hai să facem echipa pentru meciul următor. Murilo o să joace cu aia, clar. O să joc cu Moxon aici. Nu, cu Moxon. Harrison, Azogue, Jill, Santos, Brown, McChrystal, nu Kenneth, Lockyer. Stai mă, stai că eu am tot formula, lol. Stai să băgăm înapoi 4-1-4-1. 4-1-4-1 aici. Așa, și să vedem Smith, nu Fiola. Fiola o să fie important în meciul viitor. Nici Parks. Aolo, pe cine să bag? A, mă, Crystal, uite-l aici, era, da, da. Și LB o să vină Brown, unde Brown? A, uite-l pe aici, mamă, ce s-au schimbat astea, iurea pe aici. Smith, așa, Wooders, KDM, Peterson, ha, jucăm cu el, că, na, n-avem ce face. Sau, e altul mai bun? Care să nu îmi trebuiască, da, decât Peterson e. Deci asta este, jucăm cu el. Trebuie neapărat să facem lucrul ăsta. Clark, uite mă, e Clark, de ce dracu, mă? Ce-mi... Doamne, ce joc ciudat. Așa, Clark. Se pare că doar episodul viitor vom avea meciul cu Manchester, însă sper să așteptați episodul ăla. Haide să jucăm meciul cu Colchester în GP Trophy. Meciul s-a terminat 1-1, dacă nu mă înșel, în tur, așa că hai să-i batem acum.